Salutare! Bine te-am găsit! Astăzi ne vom juca folosind cuvintele prezente pe ecran. Aceste cuvinte le folosim pentru a afla poziția unui obiect față de alte obiecte. Mai exact, unde se află acel obiect. Ești pregătit? Va trebui să aflăm răspunsul corect la următoarea cerință. Unde se află câinele? În fața cotețului? În spatele cotețului, pe coteț sau lângă coteț? Răspunsul corect este lângă coteț. Câinele se află lângă coteț. Unde se află ghiozdanul? Ghiozdanul se află pe birou, sub birou, lângă birou sau în fața biroului? Așa este. Ghiozdanul se află pe birou. Răspunsul corect este pe birou. Hai să ne uităm cu atenție la cărțile acestea. Unde se află ele? În fața dulapului, lângă dulap, în dulap sau în spatele dulapului? Corect! Cărțile se află în dulap. Felicitări! Pisica se află sub canapea, pe canapea, lângă canapea sau în spatele canapelei? Care este varianta corectă de răspuns? Varianta corectă de răspuns este pe canapea. Hai să ne uităm cu atenție la această minge. Unde se află ea față de bancă? Se află pe bancă, sub bancă, în fața băncii sau lângă bancă? Care este răspunsul corect? Așa este, ai dreptate. Mingea se află sub bancă. Hai să ne uităm acum cu atenție la aceste bagaje. Câte bagaje sunt în interiorul mașinii? 3 bagaje, 5 bagaje sau 2 bagaje? Ai dreptate! În interiorul mașinii sunt 3 bagaje. Felicitări! În următoarea cerință va trebui să aflăm unde se află copacii față de cabană. Se află în fața cabanei, lângă cabană sau în spatele cabanei? Răspunsul corect este în spatele cabanei. Privește cu atenție peștii din interiorul și din exteriorul bărcii. Câți pești sunt în exteriorul bărcii? Un pește, 4 pești, 5 pești sau 9 pești? Felicitări! În exteriorul bărcii sunt 4 pești. Pentru final, îți lansez următoarea provocare. Desenează pe o foaie de hârtie următoarele. O casă în mijlocul paginii, un soare deasupra casei, 3 nori lângă soare, un copac lângă casă, 2 păsări în copac, un băiat în fața casei. Mult succes!